Bună seara, dragi prieteni! În emisiunea de astăzi avem alături de noi adevărați profesioniști de la care vom învăța detalii importante. Vom afla cum să fii bun în cariera de public speaker, despre lumea afacerilor și a leadership-ului din România și despre strategii de marketing. Bună seara și dumneavoastră! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumim mult pentru invitație! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumim! Ca să vă prezint, din dreapta mea domnul este Călin Iepure, professional public speaker, DTM, o să ne spuneți dumneavoastră ce înseamnă, și ați fost și trainer la conferința de la Suceava, despre care vom vorbi în următoarele minute. DTM înseamnă Distinguished Toastmasters și este un rang pe care îl avem în cadrul organizației din care facem parte, o organizație care se urmărește tocmai dezvoltarea acestor abilități despre care vom vorbi astăzi, abilitățile de vorbit în public, abilitățile antreprenoriale și abilitățile de leadership. Și da, în cadrul conferinței am fost unul dintre traineri, dar vom discuta despre asta mai mult. Ok, mai departe o avem pe doamna Cristina Onofrei. Dumneavoastră este contest chair și vicepreședinte la Toastmasters Suceava, și pe domnul Lucian Popescu, contest master și președinte Toastmasters Suceava. Ok, dacă ați început dumneavoastră, vă las tot pe dumneavoastră să ne spuneți ce s-a întâmplat la Suceava la conferința Primăvara Înfloresc Discursurile. Este una dintre cele 4 conferințe mari care are loc în fiecare an în România. Este o conferință care a reunit la un loc reprezentanții tuturor cluburilor din Moldova, iar colegii mei care sunt aici de față au fost 2 dintre cei care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment. A fost un eveniment mare pentru că am avut peste 70 de membri invitați. A fost un eveniment, aș putea spune, grandios și din prisma faptului că la acest eveniment am avut discursuri deosebite și împreună am reușit să ne dăm seama care sunt trendurile care le avem în România, atât în ceea ce privește dezvoltarea leadership-ului, și totodată am discutat foarte mult și despre arta oratoriei și nu doar arta oratoriei, aș putea spune și arta a cum să dai feedback cu un feedback eficient. Eficient, da. A fost tema discursului. A fost una dintre temele pe care le-am abordat într-un training de 3 ore, un training la care, într-adevăr, au fost participanți nu doar membrii Toastmasters, ci au venit o mulțime de oameni care fac parte și din clasa politică și din clasa antreprenorială din Suceava, dar despre asta vă vor spune mai multe colegii mei. Ok, de aceea o invit pe doamna Onofrei să ne dea mai multe detalii despre conferința de la Suceava. Ce s-a întâmplat acolo? Conferința de la Suceava a scos la lumină, să zic așa, potențialul care există în fiecare din noi, în special în tânăra generație. De ce zic? Pentru că la această ediție de primăvară pe care noi am organizat-o, au venit colegi de-ai noștri din cluburile Toastmasters din area Moldovei, să zic așa, ceea ce înseamnă județele Iași, Suceava, Botoșani, și urmează și alte cluburi Toastmasters în zona de răsărit a României. În prezent au fost colegi de-ai noștri din cele 3 cluburi și surpriza a fost să văd o calitate excepțională, în special la colegii noștri mai tineri, și nu numai mai tineri ca vârstă, dar mai recent intrați în club, care au venit cu niște discursuri, cu teme care ne-au uimit pe toți. Au fost teme legate... Ne puteți da câteva exemple? Discursurile în Toastmasters se pregătesc și sugerăm să fie discursuri autentice, originale. În special la concursuri se pune accent pe discurs original. Dacă cumva în cadrul concursului vreunul din discursuri este contestat, că a mai fost văzut, auzit undeva, într-o sursă, acel concurent este descalificat. Ai voie eventual să dai un citat sau să folosești o idee de citat, dar nu mai mult de 10% din întreg discursul. Deci se pune accent pe autenticitate și originalitate. Ei, lucrurile astea aduc unicitatea fiecărui candidat, pentru că fiecare privește lucrurile din perspectiva lui. Ceea ce este extraordinar este că toți concurenții folosesc aceleași surse de pregătire, să zic așa, sunt manualele Toastmasters, care sunt aceleași atât la clubul Toastmasters din Suceava, cât și la cel din Timișoara, oricare club din România și oricare club din lume. Sunt aceleași manuale, dar pe materialele respective fiecare vine cu amprenta lui, cu ceea ce este în el și dezvoltă lucrurile astea, ceea ce nu face decât să dezvolte persoana în sine, să-i dezvolte abilitățile pe care le are și, bineînțeles, să le ducă în viața pe care și-o trăiește și și-o desfășoară. Aceste manuale, aș putea să completez puțin, Cristina, aceste manuale ne oferă niște linii de ghidare pe marginea cărora noi putem foarte ușor, noi membrii Toastmasters, putem foarte ușor să dezvoltăm discursuri. Ce mai este foarte impresionant este faptul că fiecare, apropo de teme, fiecare dintre candidații care și-au dorit până la urmă titlul, fiecare dintre candidați au venit cu multe exemple din viața personală. Au fost unii dintre candidați care au vorbit despre frumusețea vieții de avocat. Am avut un candidat care a vorbit despre cât de frumoasă este viața în momentul în care o tratezi cu atitudinea potrivită, și anume a asemănat viața cu un carusel emoțional. Au fost discursuri în care a venit cineva și și-a prezentat o experiență din care a învățat un lucru care mai apoi a schimbat viața, și au fost foarte multe discursuri care i-au inspirat pe cei din audiență. Și asta, până la urmă, asta căutăm. Pe lângă autenticitatea de care vorbea Cristina mai devreme, ne dorim ca oamenii să îi inspire pe ceilalți, pentru că în momentul în care, indiferent că ești politician, indiferent că ești antreprenor, în momentul în care tu, ca și persoană, reușești să fii autentic, ești ca o flacără care efectiv îi luminează pe cei din jur, și aceștia, odată ce și ei sunt luminați, iau și ei foc și devin ei flăcări vii care duc mai departe dezvoltarea societății noastre. Ăstea sunt oamenii, și de asta spunem că în Toastmasters uneori spune că public speaking-ul este doar un pretext ca tu să crești, pentru ca mai apoi să îi ajuți și pe alții, pentru că odată ce ai parte de o creștere, simți nevoia să dai mai departe. Și cred că ăsta este lucru inspirațional pe care ar trebui cu toții să-l facem, și nu doar că facem noi parte dintr-o organizație. Asta ar fi lucru bun pe care, dacă noi l-am face în România, poate la nivel politic, la nivel social, s-ar putea ca să devenim o națiune mai bună. Este adevărat că atunci când ești public speaker, trebuie să știi să-ți cunoști publicul țintă căruia îi te adresezi? Lucian? Vă rog. Răspuns simplu, da. Și răspunsul complex. Și răspuns complex, vreau să fac completare la ce a zis Călin mai devreme. Public speaking-ul nu este neapărat o țintă, nu este un scop să devin cel mai bun public speaker, îl văd mai degrabă ca pe o armă, ca pe o unealtă cu care ne șlefuim. Un mijloc de a ne șlefui, de a deveni în fiecare zi o variantă mai bună a ceea ce am fost ieri. Domnule Călin Iepure, credeți că participarea antreprenorilor din mediul de afaceri la evenimente gen Business Days sau la cluburi de afaceri i-ar ajuta să devină încrezători în forța proprie și să înțeleagă că sunt, mă rog, elemente cheie reprezentative pentru societatea în care trăim, mai ales din punct de vedere economic, că sunt o pătură socială care susțin foarte mult economia actuală, și cum i-ar ajuta pe ei să creadă mai mult în puterea lor de a transmite și celorlalți? Și aș vrea să punctez faptul că la nivel local, județean chiar, se simte această nevoie acută ca ei să iasă în față și să dovedească că pot fi modele demne de urmat pentru tinerii din ziua de astăzi. Da, într-adevăr este o întrebare și delicată, dar totodată este o întrebare pertinentă. Noi, prin evenimentele pe care le organizăm, prin evenimentele Business Days, tocmai asta urmărim. Urmărim să coagulăm și să-i cointeresăm și să-i aducem la un loc, tocmai pentru a crea un cadru nu de competiție, ci un cadru de coopetiție. Un cadru care punându-l lor la dispoziție, ei să-și facă vocea auzită. Pentru că e important să-ți faci vocea auzită în momentul în care se dă o anumită lege care s-ar putea să-ți ducă la faliment business-ul. Și atunci, aducându-i în aceste contexte, asta ne dorim. Într-adevăr, nu reușim de fiecare dată, pentru că unii dintre ei, poate, considerând că au o experiență mult mai mare de business, spun, sau poate nu, neavând suficient timp din cauza faptului că ei nu lucrează la afacere, ci lucrează în propria afacere. Și este o diferență mare în a lucra la afacere versus propria afacere. Într-un club de business există orașe în care există cluburi de business, dar cluburi de business pe bune, cluburi în care în fiecare săptămână acești antreprenori se întâlnesc la micul dejun, iau micul dejun, iar după aceea, într-un cadru special creat, ei fac networking pe mai multe componente, cer referințe și totodată au parte și de o componentă educațională în care ei pot învăța poate lucruri mai multe despre marketing, despre vânzări, despre un anumit domeniu, cât în același timp au parte și de o prezentare a unuia dintre antreprenori care le arată celorlalți business-ul lor și cere și sfaturi, un fel de mentorare, dacă vreți, o mentorare de grup prin care el cere sfaturi. Și cred că lucruri și cluburi de genul acesta se pot face chiar aici în Roman și de ce nu în Piatra Neamț. Sunt contexte care pot să-i coaguleze. Acum, într-adevăr, cred că ar fi foarte important să existe un factor coagulant. Și aici, dacă discutăm de un factor coagulant, ar putea fi camerele de comerț din orașele respective. Camerele de comerț care să încerce să creeze acest cadru și totodată să reușească să-i cointereseze. Și e destul de ușor să-i cointeresezi niște antreprenori în momentul în care stai de vorbă cu ei și le afli care sunt durerile lor. Poate într-un cadru informal, mai apoi transformând acest cadru informal într-un cadru formal, să reușești să-i aduci la un loc câțiva, la început o să-ți vină 10, după aceea să-ți vină poate 15, după aceea să-ți vină 20, pentru că găsești într-adevăr care sunt nevoile lor. Și aducând nevoile lor pe masă și punând una dintre nevoi în față, fiecare dintre ceilalți va veni cu sfaturi. Dar e nevoie de cineva care să fie coagulant și facilitator totodată. Pentru că dacă îi lăsăm pe fiecare să vorbească cu fiecare, s-ar putea să se nască un soi de hărmălaie publică. Și atunci, voi ca televiziune, mi se pare că puteți să fiți un astfel de factor coagulant pentru ei prin emisiunile pe care le faceți și, de ce nu, poate prin niște emisiuni care să-i aducă la o masă rotundă 5, 10, 20 de antreprenori și să se discute o anumită problemă care pe ei roade și de ce nu să-i aducem și pe membrii societății civile, să aducem și pe membrii primăriei și să-i aducem pe toți la o masă în care ei să discute între ei. Cred că asta ar fi de interes și pentru ceilalți. Problema este că nu toți sunt de acord să apară și aici aș vrea să-mi spuneți opinia dumneavoastră. De ce nu vor să apară oamenii să-și promoveze ceea ce este al lor până la urmă și ceea ce vor să extindă, să dezvolte și să le ofere celorlalți mai departe? Da, am auzit la un moment dat cum că mi-ar fi frică să apar în public din mai multe motive. În prima fază s-ar putea să fie teama de a vorbi în public. Efectiv, lor le este mult mai convenabil să vorbească unul la unul cu cineva care într-o discuție la o cafea. S-ar putea un alt lucru să le fie frică în momentul în care apar la televiziune, devin vedete și o să vină, nu știu, fiscul să le facă verificări. Am auzit și chestia asta. Nu cred că... Mi se pare o chestie destul de ciudată și nu mi s-a întâmplat până acum să apar la vreo televiziune și să vină fiscul și să-mi facă și să verifice careva dintre ei. Foarte bine, asta înseamnă că business-ul meu este în regulă, să vină, să verifice. Culmea că vorbim de oameni al căror business este foarte în regulă, doar că au această temere de a veni și de a fi modele demne de urmat pentru tinerii care poate nu au idei de afaceri, poate au un capital și îl investesc într-un mod prost și atunci se trezesc după un an, doi, că le pică afacerea și capitalul care poate era singurul pe care îl aveau și până în momentul respectiv. Dacă teama lor vine din faptul că le e frică să vorbească în public, cred că lucrul ăsta se poate rezolva. Și poate o variantă de a-i aduce aici este de a invita la o cafea și de a invita pe mai mulți. În momentul în care te folosești, se numește în persoasiune legea asta, legea conformismului. Cu cât vei aduce mai mulți, cu atât îți va fi mai ușor să mai aduci încă vreo câțiva. Și atunci, având poate o masă de rotundă, nu cu 5, ci creând poate undeva într-un alt cadru o masă la care stau de vorbă 15, 10, 15 antreprenori, știu că e puțin mai greu, dar e ca o masă rotundă. Cavalerii mesei rotunde aveau o masă mare rotundă și erau mulți. Ideea e, ducându-i la o masă și creând acel cadru, s-ar putea, poate prima dată să nu fie un cadru filmat la care să se prezinte doar concluziile, dar încet, încet să devină și un cadru filmat, făcând pas cu pas, s-ar putea ca asta să fie o rețetă de succes. Asta este una dintre variantele care le văd acum în acest moment. Ok, aș vrea să mă adresez atât Cristinei Onofrei cât și lui Lucian Popescu. Dumneavoastră, cât de implicați simțiți că sunt oamenii din Suceava și respectiv Rădăuți să-și expună experiența și business-ul propriu și la fel să fie modele demne de urmat pentru ceilalți? Cum i-ați văzut dumneavoastră că acționează în a-și expune afacerea și ideile către ceilalți? Vrei să... Okay. N-aș putea să zic că este foarte confortabil să fii un model de urmat. Oricum, noi suntem modele pentru cei din jurul nostru, pentru că odată ce devenim antreprenori, suntem lideri. Lider înseamnă model. Și ceea ce pot să spun că în Suceava există un context creat de unul din colegii și prietenii mei din Toastmasters, care a creat un club de business, așa cum spunea Călin Iepure, în care se adună oameni din diferite domenii de afacere și ne susținem unii pe alții. Cei care au experiență mai mare în business oferă din experiența lor, din expertiza lor, din ceea ce au învățat ei celor mai tineri în afacere. Nu numai le oferă sfaturi, ci sunt tot felul de întrebări pe care le avem. Cum să procedezi într-o anumită situație? Și în acest club de business oamenii de afaceri sau implicați în afaceri, nu toți sunt antreprenori, sunt și angajați la un anumit nivel, manager sau director de vânzări, și vin cu răspunsurile lor din experiența lor, din piață, din experiența lor pe care au acumulat-o până atunci. Ei, lucrurile astea nu s-au întâmplat de la sine. Lucrurile astea s-au întâmplat în momentul în care cineva a sesizat nevoia din piață, așa cum spuneai, este o nevoie ce oamenii care au mai multă experiență în business să ofere celor mai tineri. Lucrul nu se întâmplă de la sine. S-a creat un context, cineva a creat spațiu și a spus: uite, în ziua de cutare ne întâlnim în locul cutare, dimineața de la ora 7 până la ora 8 ne întâlnim în fiecare miercuri la clubul de business. S-a început cu 4 persoane și acum suntem la a 9-a întâlnire și suntem peste 20 de persoane care în fiecare dimineață, miercurea, ne întâlnim. Weekendul acesta, pentru că am avut conferința Toastmasters, au venit colegii noștri din Botoșani și am descoperit că cineva din Botoșani a aflat de întâlnirea de business de la ora 7 dimineața și vrea să participe în săptămânile în care poate să participe dimineața de la ora 7, pentru că în Botoșani nu este. Deci, iată, în felul ăsta Suceava a devenit un model pentru mediul de afaceri din Suceava, o inspirație pentru Botoșani și, cine știe, poate va lua în ființă și la Botoșani un astfel de mediu în care cei care au experiență mai mare sau oricum e experiență diversă în business oferă celor care au nevoie de această experiență și model. Sigur, eu mi-aș dori foarte mult ca și în Neamț, la nivel de Neamț aici, chiar și Bacău, în împrejurim, să se înființeze astfel de cluburi și la care să aibă acces antreprenorii care vor să ia lecții de la unii care au mai multă experiență decât ei, așa cum ați relatat și dumneavoastră. Aș vrea să mă adresez și domnului Lucian și să-l întreb, este bine atunci când îți deschizi o afacere să vii cu idei noi sau e cu două tăișuri, știți? Eu mă gândesc, ok, eu aș veni cu o idee nouă, aș vrea să deschid un magazin sau un lanț de magazine în care eu să vând fructe de mare. E ceva nou, dar poate pentru zona Moldovei nu țintesc spre nevoile, necesitățile omului. Cum vedeți această situație? Este bine să venim cu nou sau este în același timp compromisător, riscant? Cred că este bine să vii cu nou, evident este bine să vii cu nou, dar poate înainte să vii neapărat să intri pe piață cu nou, e bine și să cercetezi puțin terenul. Evident că nu poți să deschizi, cum am zis, o afacere cu fructe de mare într-o localitate, un magazin de fructe de mare într-o localitate cu 500 de oameni care nu au auzit în viața lor de fructele de mare și nu ar mânca așa ceva. Exact. E bine să cercetezi și piața în același timp. Vreau să răspund și la întrebarea de mai devreme, sigur, pentru că mi-ați ridicat o minge la fileu și cred că în Roman vă confruntați cu aceeași situație pe care avem și noi în Rădăuți, pentru că sunt orașe, nu știu dacă sunt chiar de aceeași mărime, însă nu sunt reședințe de județ, sunt orașe mai mici. În Rădăuți, în general, mediul de afaceri și toată lumea suferă de sindromul ursului păcălit de vulpe. Și haideți să mă explic la ce mă refer. Dacă sună interesant. Știm cu toții povestea ursului păcălit de vulpe. Da. Știm că vulpea a avut un spirit antreprenorial. Atunci când a simțit mirosul de pește, a făcut rost prin fel de fel de mijloace de pește și a umplut viziunea de pește, da? Da. Știm că apoi vulpea ce a făcut? A mințit, evident. De unde ai făcut rost de pește? Păi am pescuit. Și o altă lecție pe care vulpea ne-o predă, când ești întrebat de rețeta succesului, ce faci? Îl duci pe pistă falsă. Păi, hai să te învăț eu cum să pescuiești. Du-te și vârăți coada în apă și așa o să ai la fel de mult succes ca mine. Și eșuează, pentru că... Evident, în mediul de afaceri, pe lângă aceste trei personaje, țăranul cu pește, vulpea și ursul, am apărut și vânătorul, care... de multe ori vede ce se întâmplă în piață, care poate să facă ordine, care poate să ia peștele vulpe, care poate să împuște pe cea vulpe. Și aici mă refer la, știm cu toții, la ANAF, organele de control, care în ultima perioadă sunt tot mai agile, devin din ce în ce mai profesioniști. Ei, acum e și mentalitatea populației. Ok, dacă vedem o vizuină plină cu pește, dacă vedem că omul are mult pește, înseamnă evident că l-a furat, că e vulpoi. Ceea ce de multe ori nu este adevărat. Da. Însă aceasta este mentalitatea pe care ne-am creat-o de zeci de ani de zile și nu vreau să arăt neapărat cu degetul către această poveste pe care personal o detest. Este o mentalitate aceea de a arăta cu degetul pe oamenii bogați și a spune că el a furat ca să aibă ceea ce are. Este foarte des întâlnită. Și chiar dacă în majoritatea cazurilor nu este adevărat, dacă cei care au mult pește acasă sunt pescari și nu sunt vulpoi, oamenii tind să creadă că tot ce au dobândit oamenii de afaceri este prin furt sau prin mijloace mai puțin legale. Și în unele situații, evident, poate să fie adevărat, chiar dacă în foarte multe situații nu este adevărat, oamenii de afaceri nu vor să fie confruntați să li se pună această etichetă. Și este greu să trăiești cu această etichetă, să știi că oamenii din jurul tău te consideră vulpoiul din poveste? Bănuiesc că este suficient de greu și mai ales nu cred că vrei să te expui multor oameni care să te privească apoi poate chiar și cu ură sau oricum să aibă fel de sentimente negative la adresa ta. Și de aceea cred că mulți oameni încearcă să se păzească. Și mai ales în orașele mai mici, unde mentalitățile încă nu evoluează la fel de repede ca în orașele mari, în orașele universitare, unde mediul de afaceri, poate antreprenorii nu sunt la fel de inovativi ca antreprenorii din orașele mari și nu există la fel de multe evenimente, de aceea poate lucrurile se mișcă puțin mai greu, aparent se mișcă puțin mai greu într-un oraș mai mic, iar oamenii de afaceri nu sunt chiar așa de stimulați să iasă în față și să fie arătați ca modele pozitive. Că până la urmă este vorba de a demonstra, de a arăta un model, de a arăta un exemplu pozitiv celor din jur, că asta își dorește orice tânăr antreprenor. Și până la urmă este posibil ca dintr-un oraș mic cu o idee inovativă să, nu știu, să ajungi undeva la nivel național și chiar internațional cu anumite... Există multe afaceri care au pornit din orașe mici. E normal să se întâmple lucrul acesta. Și la un moment dat chiar am citit că voi aici în Roman ați avut un elev care a ajuns să fie recunoscut internațional pentru inovațiile pe care le-a făcut. Deci mi se pare că nu cred că contează atât de mult că te-ai născut într-un oraș mic sau într-un oraș mare. Contează până la urmă dorința și motivația internă pe care tu o ai pentru a, nu știu, a da valoare celor din jur. Ok. O singură întrebare mai am. Câteva sfaturi pentru oamenii de afaceri din zona Moldovei, pentru că noi momentan ne referim aici la zona Moldovei, cum ar trebui să-și promoveze și să-și dezvolte afacerile într-un mod cât mai profitabil? Eu o să spun doar câteva cuvinte scurt. Dream big and do it. Visează mare și fă-o. Ok. Eu vreau să le transmit să aibă, în primul rând, să creadă în ei, în afacerea lor, în visul lor pe care și-l trăiesc în fiecare zi prin afacerea pe care o fac, și după aceea, în felul ăsta, sunt un model și pentru cei din jur. Eu cred că una dintre cele mai eficiente modalități de a-ți promova afacerea este prin recomandări. Cum poți să faci lucrul ăsta în momentul în care faci parte dintr-o comunitate de oameni de afaceri, ai la dispoziție, să zicem că în comunitatea respectivă sunt 100 de oameni. Automat, dacă faci parte din acea comunitate, vei avea 100 de oameni care vor vorbi despre tine. Să zicem că fac parte dintr-un club de business în care am 100 sau 20, hai să luăm un cadru mai recent, am 20 de oameni. Da. Și eu vând un anumit produs X, produs care doar eu îl vând în acea comunitate. Acei oameni pe cine vor recomanda când cineva va cere? Bineînțeles că pe dumneavoastră. Bineînțeles că pe mine, pentru că ce-am făcut? Mi-am creat niște relații cu fiecare dintre ei, niște relații oneste cu fiecare dintre ei. Dar când avem concurență? În momentul în care avem concurență, vă spuneam de competiție. Ce mi se pare mie ciudat, că de multe ori în România vedem doar eu sau tu. Da. Cum ar fi hai să facem proiectul ăla împreună. Sau cum ar fi, în proiectele de tipul acesta, chiar te recomand pe tine să te duci pentru că tu ești mai bun, iar în proiectele de tipul acela, hai să mă duc eu. Și am văzut colaborări între antreprenori în momentul în care chiar era nevoie de un proiect mai mare să lucreze împreună pentru a termina mai repede și pentru a putea lua și alte proiecte. Și intervine și fair play. Asta, da, e exact ca și în sport. Uneori, într-adevăr, suntem competitori pe același teren și vom juca fotbal și fiecare va urmări să dea gol la celălalt, dar ar trebui să ne gândim și la varianta în care uneori facem schimb de jucători sau ne unim într-o echipă mai puternică, pentru că, până la urmă, antreprenorii locali trebuie de multe ori să se zbată și să se bată cu alte lanțuri sau cu antreprenori care vin de dincolo. Și atunci, de ce să nu creăm acea echipă națională, acea echipă care, într-adevăr, să reușească să țină piept oricărei provocări? Și atunci, organizații care se aducă la un loc, business-urile, cred că sunt absolut necesare, tocmai pentru a crește. Bine, în România, dacă îmi permiteți, produsele autohtone, nu știu cât de apreciate sunt de publicul țintă. Adică preferăm să cumpărăm un șampon de altă marcă decât un șampon dacă ar fi, nu știu, o afacere proprie și autohtonă. Acum, pentru că văd după modelul din Franța, de exemplu, chiar și Italia, ei își apreciază foarte mult produsele autohtone ale oamenilor de afaceri de acolo, care le lansează pe piață. Asta ține puțin, într-adevăr, și de cultura națională. Da. Dar eu cred că merită să vedem ce putem face noi ca oameni de afaceri pentru a schimba această percepție. Și n-aș fi 100% de acord că consumăm doar produse străine. Cel puțin în Timișoara am văzut că din ce în ce mai mult oamenii încearcă să folosească produse care să facă bine la sănătate. Și atunci, dacă stăm să gândim poate departe, business-ul nostru, dacă lucrăm într-un domeniu în care oferim produse de consum pentru public, să găsim acele produse care pentru ei să fie și să le aducă valoare. Cred că, nu știu de câte ori ai stat să te uiți pe un raft și să zici brânza asta e brânză olandeză, asta e brânză românească, asta e brânză nu știu de care de și să o aleg pe cea olandeză. Tu te uiți, sunt mai mulți factori după care apreciezi. Unii oameni cumpără după preț. Da? Pentru ei e cel mai important, cel mai ieftin produs, iau produsul cel mai ieftin din raft. Pentru alții deja este atașarea de brand. Și avem un exemplu foarte puternic de antreprenor, chiar aici, am trecut mai devreme cu mașina venind încoace spre voi, este Betty Ice. Prefer să mănânc înghețată Betty Ice, care este înghețată românească. Deci dacă tu ca și antreprenor reușești să dai valoare celor, e ușor să ne ascundem după cuvinte și să spunem oamenii nu cumpără produsul meu pentru că e românesc. De ce nu? Și atunci i-aș întreba unui antreprenor următoarea întrebare. De ce românii mănâncă Betty Ice? Da, am înțeles. E foarte, foarte bine punctat. În momentul în care porți un discurs și vrei să susții ideea de afacere, să o promovezi, care sunt elementele cheie? În momentul în care ai ideea să ții un discurs, prima dată se întâmplă ceva ciudat în corpul tău și mai ales în zona asta, în zona stomacului. Simți așa o mulțime de fluturi care zboară în toate direcțiile, simți că inima îți bate mai tare, simți că îți pulsează sângele și când te trezești în fața oamenilor, nu mai știi ce să spui. Ești, în mintea ta este alb, complet, blank. Ați fost pus în situații de acest gen? Cred că și dacă da, cum v-ați repliat? Cred că mai toți membrii Toastmasters, cel puțin la început, au fost puși în asemenea situații la primele discursuri. Pentru că este vorba despre emoții. Emoția de a vorbi în public, emoția pe care o ai atunci când ești în fața unei audiențe. Și asta învățăm să stăpânim în cluburile Toastmasters, să ne controlăm emoția. Nu înseamnă neapărat că nu vom mai avea fluturi în stomac, dar înseamnă că îi învățăm să zboare în stol. Ah, interesant. Și nu e neapărat nevoie să omorâm emoția, ci să învățăm să o transmitem publicului. Da. Da, asta este poate unul dintre lucrurile neștiute sau unul dintre secretele marilor vorbitori în public. Că ei reușesc ca acei fluturi din stomac de care vorbea mai devreme colegul meu să-i facă să zboare în formație. Și zboară acele emoții către audiență și dă și transmite acele emoții audienței, iar audiența reacționează și are loc acolo o chimie între tine ca și public speaker și ca și lider, că până la urmă public speaker-ul este un lider al grupului. La fel cum, să spunem, un politician în momentul în care ține un discurs și își analizează, că spuneați mai devreme de cum să-ți analizezi, ce face un public speaker înainte, deci analizează bine audiența, știe care este publicul care îl urmează, publicul țintă pentru care urmează să susțină acel discurs, în momentul în care el reușește să vadă care sunt nevoile acelui public, în momentul acela vorbește despre acele nevoi și duce pe oameni undeva în viitor în așa fel încât oamenii văd în el un potențial conducător, un potențial lider sau îl recunosc ca și lider al grupului. Ok, după care într-un discurs contează și foarte mult cele 7 legi ale persoasiunii. Dumneavoastră ne puteți da mai multe detalii despre acest aspect și aș vrea să ne dați câteva exemple. Am susținut un training, unul dintre trainingurile care le susțin de regulă, chiar îl voi susține în 16-17 mai în Germania. Se numește cele 7 legi ale persoasiunii. Nu o să vă dau acum cele 7 legi ale persoasiunii pentru că nu avem decât câteva minute la dispoziție. În schimb, există într-adevăr niște comportamente pe care noi le învățăm de timpuriu și sunt adânc înrădăcinate. Și aceste comportamente pe care noi le învățăm și le învățăm de la familie, de la societate, aceste comportamente ne fac să reacționăm predictibil și previzibil. Ce înseamnă asta? Înseamnă că într-o anumită situație, dacă vine cineva la tine și te reacționează într-un anumit fel, el prevede care va fi reacția ta. Și una dintre legile persoasiunii pe care majoritatea oamenilor o cunosc și o cunosc foarte bine și politicienii noștri se numește, are mai multe denumiri, dar hai să spunem că să-i dăm o denumire care să fie una mai cunoscută, este legea prietenilor. Așa. În momentul în care cineva îți dă ceva de o valoare perceptibilă, vei tinde și tu să-i dai ceva să în schimb. Da, e legea prieteniei. Adică îți dau ceva, îmi dai ceva la schimb. E ca un dar. În momentul în care eu vin să-ți dăruiesc ție ceva, să nu... O atenție, pe acolo au apărut atențiile electorale, în momentul ăla și electoratul simte nevoia undeva să-ți dea ceva în schimb. Nu înseamnă că îți va da, doar că la nivel subliminal pentru că votul e secret. Da, nu înseamnă că îți va da, dar la nivel subliminal simt nevoia. E o lege care se mai numește și legea reciprocității și o lege foarte folosită, mai ales în companiile de multilevel marketing, de exemplu, sau e folosită chiar la supermarketuri în momentul în care tu primești, nu știu, spre degustare un anumit produs. Da. În momentul în care primești spre degustare acel produs și îl guști și după aceea, dacă ești întrebat dacă cumperi, tendința de a cumpăra acel produs este mult mai mare decât dacă n-ai fi gustat Asta ține și de strategiile de marketing. Asta ține foarte mult de strategiile de marketing. Și o să-l rog pe domnul Lucian Popescu să ne dea și dumnealui câteva exemple de acest gen. Pentru oameni de afaceri care au deschisă o astfel de afacere și domnul Călin aici de față vorbea despre lanțuri de magazine foarte mari. Dar dacă ne referim la o afacere la început, cum ar trebui să-și promoveze un bun antreprenor afacerea proprie? Cred că pe lângă diversele tactici de a crește vânzările, rămânem la esență, rămânem la baza aceea de înțelegere a clientului, de înțelegere a nevoilor. În momentul în care tu ești lângă clientul tău, îl înțelegi ce își dorește, înțelegi ce nevoie are, ce îi anticipezi mai mult, îi anticipezi nevoile care îi vor interveni în viitor, este foarte ușor să-i creezi un produs sau să adoptezi produsul sau serviciul pe care îl ai, astfel încât să se plieze pe nevoile lui. Și dacă un client, dacă o persoană are o nevoie și își dă seama că are nevoie de produsul sau serviciul tău, va fi mult mai ușor să încheie această vânzare, să-i vinzi produsul sau serviciul. Apoi tehnicile, diversele tehnici ajută la accelerarea procesului. Da. Și probabil țin și de nuanța afacerii, adică dacă vorbim despre o afacere cu, nu știu, pantofi, este diferită față de o afacere cu... Cred că ce spunea Lucian mai devreme reprezintă într-adevăr esența. Dacă tu sesizezi o nevoie pe piață, creezi un produs care să ajute, să ajute la îndeplinirea nevoilor clientului tău, iar folosind aceste strategii de persoasiune, accelerezi procesul prin care tu reușești să vinzi sau să transferi sau să transmiți acel produs clienților tăi. Pe lângă asta, prin tehnicile de persoasiune poți să obții și un preț mai mare, poți să obții poate un preț mai, o plată mai rapidă din partea clientului. Strategiile astea pot fi folosite, știți cum e, e ca un cuțit pe care tu poți să-l folosești atât pentru a tăia pâine, cât și pentru a răni pe cineva. Și atunci aceste strategii de fiecare dată, în momentul în care susțin trainingurile, spun la oameni: ce vă spun eu acum nu este bun sau rău, ci efectiv aceste strategii le puteți folosi atât pentru a manipula, cât și pentru a influența cu integritate. Scopul meu este ca să vă spun care sunt aceste strategii, iar în funcție de valorile pe care fiecare dintre voi le aveți, le puteți folosi în concordanță. Și într-adevăr, și la conferința pe care am avut-o ieri la Suceava s-a pus accent și pe dezvoltarea acestor abilități de a găsi și de a răspunde cerințelor publicului. Până la urmă, știți cum e? Există o paralelă foarte, foarte fină și între strategiile de persoasiune și public speaking. În momentul în care tu îți cunoști bine publicul, reușești să identifici care sunt nevoile lor, vei avea un discurs care va avea șanse mult mai mari să câștige un concurs de public speaking. Deja în cluburile din care facem parte există mulți antreprenori și chiar am creat un club antreprenorial la Timișoara și mi-aș dori să se întâmple și aici în Moldova, să creăm cluburi care dezvoltă aceste abilități de a vorbi în public, de ce nu? Pentru politicieni, pentru antreprenori, pentru manageri. De ce să nu facem aceste mici lucruri? Care, până la urmă, sunt lucruri mici, dar care în timp pot duce, așa cum spuneam la un moment dat, la schimbarea societății noastre în bine. Pentru că asta ne dorim. Nu ne dorim o societate prosperă, nu ne dorim niște politicieni care să ne conducă cu integritate, nu ne dorim niște manageri care să știe să ne dea un feedback sau să știe să ne spună cum să facem lucrurile într-o manieră motivantă. Exact. Da. Noi vă mulțumim mult pentru toate lecțiile pe care ne le-ați oferit în această seară. Sunt sigură că nemțenii noștri sunt interesați, mai ales că nu există un club, dar dacă intenționați să-l înființați, cu atât mai bine. Cu mare drag. Așteptăm liderii, cei care se formează aici ca și lideri. Avem un site, se numește www.toastmasters.ro. Suntem o asociație non-profit, o organizație non-profit. Suntem un brand internațional și cu mare drag îi ajutăm pe toți cei care doresc să creeze un club Toastmasters aici. Vă mulțumim mult pentru invitație. Vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră. Sper că în această seară poate v-am aprins o lumină așa în minte și v-am oferit idei geniale despre cum să ezitați să nu ieșiți în față atunci când aveți ceva de spus, pentru că până la urmă și ceva de spus, dar și de transmis, pentru că asta este cel mai important din ceea ce am învățat în această seară. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept la o nouă ediție. La revedere!